Alo, cu tovarășa, alo, cu tovarășa Aglaia de la Icral aș dori. Da, am nevoie de cineva care să mă repare, să-mi repare până casă. Vă mulțumesc. Bine ai venit, tinere utecist. Poftește în smeritul meu loc. Am crezut că mai mare, doamne, că am crezut că e mai mare la matale. A fost odată la Iohannis și reparat. Bă, nu o săptămână a stat să repar frigiderea. Te cred. La câtă carne a primit în ultimul mandat, ai avut nevoie. Dar să ne cunoaștem mai bine. Cum spuneai că te cheamă? Pește. Încă piști. Regele întâi al Ungariei, tot piștii spuneam și lui, se juca pe genunchii mei în urmă cu câteva vreme. No, care treaba? Treaba este una foarte bună. PSD-ul este la guvernare, ca atunci când eram eu președintele țării. Uite, care de lucru aici de reparat? În primul rând, aș dori să vezi care e problema cu acest telefon. Nu reușesc să mă conectez pe internet, dar plătesc abonament integral și fibra optică. Să mai faci rable ca astea. Asta nu merită pentru internet, ai nevoie de o coștelefon. Nu te des. Să lăsăm. Nu cumpăr produse capitaliste. În plus, de pe acest telefon am linie directă cu Putin, unde vorbesc cu taxă inversă. Te rog frumos să te uiți la acest aparat care îmi furnizează imagini. Aș dori să văd filmul Husarul Neliniștit. Dar de Netflix, n-am auzit la tine. Uită-te, mă, te pe Netflix. Tinerii din ziua de astăzi, nu mai știți să apreciați lucrurile de calitate. Te rog frumos, ajută-mă să prind frecvența la radio. Vocea Rusiei nu se mai aude și aș dori să ascult concertul numărul 5 pentru balalaică. Uite, nu vreau să super la mine, dar asta trebuie dus la muzeu. Măi, animalule, nu mă trimite pe mine la muzeul Antipa. Te rog frumos să intri în debara și să-mi repar geamul. Intră curent de afară de miros murăturile ca faraonul Tutankhamon după primii 500 de ani. Mult îți mai place, matale, să vorbești. Te rog să vezi. Ai grijă că te plătesc ca pe unul nou. Da, dar cine a lucrat aici cu lemnul ăsta? Cine a făcut rafturile astea? Costică Brâncuș, exersat pentru Coloana Infinitului și s-a tot ridicat cu rafturile. Doamne, că nici nu-i îndungă asta, mă, doamne, nu... Bă, și peretele astea cine a lucrat? Ce meșter, că uite cum e strâng, uită-te de aici. Într-adevăr, să stăm strâmb și să judecăm drept. A fost meșterul Manole, executantul lucrării. Nu era în acte cu Ana lui, că altfel ar fi pus-o înăuntru și nu mai aveam probleme de structură. Doamne, te da, nu normal. Poate punem-o la RJ aici la tine în strigaua mea de ticată de casa. Nu mai aveam acoperiș din cauza soției RJ. Oh, nu, dar oricum n-am somn cu ea sub acoperiș. Și eu, vara nu dorm. Hai te, Ilescu Baci! Ce stai cu țevile astea de cupru? De cupru original, personal, l-am adus de la minele regelui Solomon. Știi cum e țevile astea de cupru ale matale? Cum e? Ca unguroaicele noastre. Mai precis? Adică ude mereu! Gata! În grădină îți fac ciote! În grădină se ocupă Miron Cosma. De 30 de ani el și portacii lui plantează panseluțe după plăcerea doamnei Nina. Ai făcut treabă bună. Garanție? Garanție? Pe munca mea eu bag mâna la foc. 30 de ani dau garanție. Dar nu știu dacă prins tu. Mă rog, eu îți dau 30, dar doctorii știi cum e aia. Ne vedem peste 6-5 ani. Te rog să-mi spui cât costă să te remunerezi corespunzător. Da, un pic, nu, 6-5. Cât vrei tu, matale? 100... 100 de lei e bine? 100 de ani ne dați ardealul înapoi. Și de banii ăștia te fete, te ofer tot ce face pește la tine, repar și acoperișul, că ai scurgerea ta acolo. Ha? Ha? Să zicem. Bine ați venit la guvernat. Ha, vin mâine, ha? Hai ardealul! Ovison la tarșul.